Campionatul Angliei este considerat cel mai puternic campionat din lume, asta pentru că avem foarte multe echipe de top din Europa. Majoritatea echipelor au loturi puternice, iar în fiecare etapă se poate produce o surpriză. Drepturile TV sunt cele mai bine plătite, de aceea toate echipele își pot permite să plătească sume mari pe fotbaliști și pe salariile acestora. De-a lungul timpului, aici au jucat o mulțime de superstaruri, dar astăzi vom vedea câțiva fotbaliști de top care, deși au fost doriți în Premier League, aceștia au refuzat să joace aici. Diego Godin, în anul 2010, în vremea în care evolua pentru Villarreal, a fost dorit de mai multe echipe din Premier League, dar până la urmă a ajuns să semneze cu Atletico Madrid, fiind dorit cu insistență de Diego Simeone. Anii au trecut, iar uruguaianul a fost dorit din nou în Anglia de Manchester United, pe vremea când Jose Mourinho era la conducerea echipei. Acesta avea nevoie disperată de un fundaș central de mare calitate, deoarece diavolii roșii stăteau foarte slab la capitolul fundași centrali. Fix în ultima zi a perioadei de mercado, Godin a refuzat oferta venită de pe Old Trafford, United oferind pe acesta 25 de milioane de euro. O sumă acceptabilă, mai ales că Godin era trecut bine de 30 de ani, dar acesta, deși primea un salariu mai mare, a refuzat echipa. De menționat faptul că Manchester United va apărea de multe ori în acest video, alt exemplu fiind Alessandro Del Piero, legenda lui Juventus, după ce echipa a fost retrogradată în Serie B, a fost dorit cu insistență de Sir Alex Ferguson, care mereu l-a considerat unul din cei mai buni fotbaliști din lume. În anul 2006, din cauza scandalului Calciopoli, Juventus a fost aspru pedepsită, fiind retrogradată în Serie B, așa că mulți fotbaliști de top ai echipei au părăsit clubul, inclusiv Adrian Mutu și Zlatan Ibrahimovic. Dar Del Piero a rămas fidel clubului și a dus munca grea și în Liga Secundă. Nu mulți ar fi făcut acest lucru, deoarece în Anglia ar fi primit un salariu mult mai mare și lotul diavolilor roșii era foarte puternic, având fotbaliști precum Cristiano Ronaldo, Ryan Giggs și Wayne Rooney. Robert Lewandowski, unul sau poate chiar cel mai bun atacant din ultimii 10 ani, a fost foarte aproape să ajungă în Premier League la Blackburn Rovers, dar după cum am mai menționat și în alte clipuri, acest transfer a căzut deoarece zborul său în Anglia a fost anulat din cauza unui vulcan care a erupt, iar fumul acestuia a împiedicat decolarea. Polonezul, aflat atunci la Lech Poznan, a primit mai multe oferte în acest timp, așa că până la urmă a ajuns să se transfere la Borussia Dortmund. În perioada de început a lui Manchester City, când în club au început să fie pompați mulți bani de către șeici, cetățenii au vrut să-l aducă pe unul din cei mai buni fotbaliști din lume, Ricardo Kaká. Acesta câștigase Balonul de Aur și era în cea mai bună formă a carierei sale, iar cetățenii l-au dorit foarte mult, așa că au oferit foarte mulți bani în schimbul său, iar brazilianul ar fi primit un salariu colosal. Totuși Kaká a refuzat să meargă în Premier League, iar după a ajuns în tricoul Los Blancos, putem spune că nu a fost chiar cea mai inspirată decizie din cariera acestuia. City a încercat de mai multe ori să-l aducă chiar și pe Lionel Messi, chiar recent, după un mic conflict în tabăra catalanilor, șeicii de la City s-au interesat de serviciile acestuia. Argentinianul este poate cel mai bun fotbalist din istorie, a câștigat 6 baloane de aur și o mulțime de alte trofee importante, așa că pentru Manchester ar fi o lovitură incredibilă de imagine, doar gândiți-vă câte tricouri ar cumpăra fanii lui City. Șansele sunt destul de mici, dar sincer, dacă Messi ar pleca de la Barcelona vreodată, destinația ideală ar fi Manchester City, mai ales că acolo antrenează Pep Guardiola.
Și Benzema putea ajunge Manchester, dar nu la City, ci la United, asta pe vremea când juca pentru Olympique Lyon și era un tânăr de mare potențial. Francezul însă a refuzat oferta pentru a merge la Real Madrid, astfel îndeplinindu-și visul din copilărie, el fiind un mare fan al Galacticilor. Iar această decizie a fost una inspirată, Benzema fiind titular mereu în atacul madrilenilor cu care a câștigat 4 trofee Champions League și a realizat o mulțime de performanțe. Mbappé, pe vremea când abia explodase la Monaco, era deja considerat următorul superfotbalist, așa că mai multe echipe de top au pus ochii pe acesta, una dintre ele fiind Arsenal. Tunarii, care duceau mare nevoie de un nou star, au făcut chiar și o ofertă pentru acesta și se spune că ar fi fost dispuși să ofere chiar 140 de milioane de euro. Dar transferul a căzut din cauza lui PSG, care nu a stat pe gânduri și a oferit 180 de milioane de euro, astfel Kylian devenind al doilea cel mai scump transfer din istorie după colegul său Neymar. După cum v-am spus, United apare de multe ori în acest video, dar cu siguranță ăsta este transferul pe care îl regretă cel mai mult, și anume Ronaldinho. Magicul Ronaldinho a fost foarte aproape să semneze cu Diavolii Roșii atunci când îmbrăca tricoul lui PSG, dar acest lucru nu s-a întâmplat pentru că Barcelona a intrat pe fir și l-a adus pe brazilian pe Camp Nou. Doar gândiți-vă cum ar fi fost o echipă care avea în atac pe Cristiano Ronaldo, Wayne Rooney și Ronaldinho. Un atac de neoprit. Aceasta a fost lista noastră de astăzi. Dacă v-a plăcut episodul, nu uitați de like și de abonare și spuneți-ne în comentarii ce alte videouri mai vreți să vedeți.